mai rău că s-a acceptat în Ghezane decât și că s-a făcut egal cu Petrolul, având în vedere ce urmează pentru FCSB. Da, oricum, e rău în general început de campionat, da? Vezi cum e fotbalul, că acum ai impresia că ai prea multe variante pe un post și trece o săptămână și te trezești că ai două variante până la urmă. Da. Sunt curios să văd, dar nu văd de ce n-a jucat Kirikeș. Adică nu mai știu care e situația cu Liga 1. E pe listă, nu e pe listă? Este pe listă, pentru că a fost rezervă cu Petrolul. Asta e discuția. Deci Mihai Popescu eliminat și când s-a făcut schimbare, Kirikeș s-a încălzit, dar n-a intrat Kirikeș. A fost coborât Șut să joace fundaș central. De-aia zic eu că Gigi Becaliș nu-și calcă pe orgoliu. Poate acum cu accentarea lui Ghezana, nu? Poftim? Poate acum cu accentarea lui Ghezana să apeleze la... Dacă nu apelează, înseamnă că... Înseamnă că chiar nu va mai juca Kirikeș până semnă contract. Da, probabil că da, dar... Dacă va vrea să facă lucrul ăsta, să folosească un mijlocaș pe acea poziție, sper să fie convins de meme sau de cei din staff că nu e cazul. Totuși sunt meciuri importante și improvizațiile astea nu prea și-au locul, mai ales în situația în care ai un jucător bun, care cel puțin acum 3-4 luni era bun, acum nu știu de ce nu mai e bun. Da, mă rog, păi tu acum o săptămână aici... Cu Hure erai în studio când te-a întrebat ce fundaș central ai folosi? Da, bine, acum... Ai spus Kirikeș. Știi cum e? Horea zicea că, indiferent ce ar fi, Marius Umodică e fratele lui și că nu o să-l critique niciodată. Acum și eu sunt subiectiv când vine vorba de Kirikeș, când vine vorba de Pintilin. Să mergi pe mâna lui, am înțeles. Oameni care... Uite, și eu tot pe Kirikeș aș merge. Și noi am fost și noi fundaș central, poate. Nu ne pricepem chiar așa mult la fotbal cum se pricepe Gigi, dar ne dăm și noi cu părerea. Noi ca fundaș centrali. Ai o licență în plus față de Gigi. Am o licență și uite, pe 7 octombrie tocmai am primit telefon de la școala de antrenori, vine Massimo Lucchesi, unde o să avem un curs foarte interesant. Poate vine și Gigi să-și updateze cunoștințele. Deci doi fundași centrali care sunt în studio cu tine spun că ar juca cu Kirikeș, care Kirikeș este nu numai ca valoare, ci și ca experiență, este un plus pentru FCSB. Și Gigi scobară un mijlocaș pe poziția aia. Da? Dar asta e, zici Florine. Bine, nu, discuția a fost cu Horea, m-a întrebat dacă ai toate patru variantele, da, dacă sunt toți, joci. Dacă sunt toți apți și bani. Și eu am zis că în primul rând în Ghezana, că într-adevăr îmi place și cred că s-a adaptat foarte bine, e și un jucător pe care poți să-ți iei bani. Și am zis că probabil aș alege între Kirikeș și Mihai Popescu. Că Daua nu e pe placul meu. Nu e pe placul tău, dar ți-ai cam schimbat părerea. Nu, a progresat foarte mult. Față de anul trecut. Și, da, în primul rând că a progresat. Și anul trecut a fost bine față de sezonul precedent. A fost mult mai bine, de fapt. Da? Era chestie, m-a întrebat-o Horia și am spus cum văd lucrurile. Acum, uite că și Mihai Popescu începuse bine și la roșu ăla, care nu știu cât de roșu a fost, da? Am avut decizii ciudate weekendul ăsta și am văzut și în Anglia seara la Arsenal ce da. Adică, sau faulturile pe care le-a dat Chibulete la meciul de aseară, ați văzut faulturi. Faulturi când nu erau dădea, când erau nu dădea. Deci nu am văzut. Eu aș pune arbitrii ăștia să joace măcar pe teren redus, așa, în trei, să joace fotbal. Să simtă cum este acolo. Nu, cum să dai faulturile alea sau să nu dai faulturi care erau evidente? Se pune deci au fost niște lucruri incredibile. Mă uitam și nu-mi venea să cred. Că fluieră sau că nu fluieră. Deci sunt persoane că nu înțeleg fotbal, care nu simt. Sunt unii arbitri de care te minunezi în fiecare weekend. Dar pe cuvântul meu. Adică sunt decizii ale lor, care de la un weekend la weekend sunt atât de diferite, încât crezi că arbitrează altul. Asta e senzația. Apropo, Andrei, tu cu Kirikeș ai merge pe perioada asta de absență cu Ghezana? Mijlocaș central. Mijlocaș central. Aș face acum la FCSB, adică Alexandru din mijlocaș central l-aș trece stopper și Kirikeș la mijlocul terenului, că am mai jucat la Panduri. Când avea 21 de ani am mai jucat acolo. Adică nu m-ar surprinde nicio astfel de... Eu l-am întrebat pe Andrei Vochin, nu pe Gigi Becali. Păi Andrei Vochin ți-ar spune că eu aș fi început cu Kirikeș orice meci, pentru că la Kiri cred că este o problemă de încredere, chiar dacă el are o vârstă și are o experiență.
În momentul în care cred că dacă îi dai încredere și treci cu vederea peste o greșeală pe care o mai face el, pentru că și ceilalți fac greșeli de genul ăsta, doar că ceilalți, mi se pare mie că fac greșeli fără a încerca să provoace jocul ofensiv. Ei fac greșeli defensive. Jucă la minim. Fără când să... fac greșeli, fac defensive. Da. Chiricheș întotdeauna a fost fundașul central care a riscat, care a vrut să aducă o superioritate zonei de atac, care nu s-a mulțumit să joace la alibi, pasă stânga, pasă dreapta. Și cred că în cazul lui, dar nu de acum, eu vorbesc de ce s-a întâmplat după accidentare atunci, dacă încrederea pe care eu acorda era mult mai mare, eu cred că era un jucător câștigat, pentru, nu doar pentru echipă, pentru vestiar. Dar na, nu putem să facem noi management, nici nu ne dorim să facem managementul fotbalistic acolo la FCSB, nici nu socotim banii domnului Becali să ne punem problema că are un lot, un jucător plătit foarte bine, care nu intră nici măcar când și postul este, de la câți bani dai? Este descoperit, dar astea sunt problemele domniei sale, la fel cum sunt același gen de probleme și când vorbim despre jucători transferați pe bani mulți, care după 45 de minute văd banca, iar unii, Ștefănescu cred că n-a mai văzut terenul de vreo 3 meciuri, nu? Și uitat de el. Cred, nu mai țin minte. Interesant pentru FCSB e că urmează Sepsi FCSB. Dacă va fi apt Ștefănescu să joace împotriva fostei echipe. Nu, când era la Sepsi nu era. Știu, dar acum s-a făcut, e meci în oglindă. Poate nu e apt nici acum să joace împotriva lui Sepsi. Deci tu spui Chiricheș clar, indiferent. Da, în momentul ăsta nu știu care este situația lui, pregătire, mental, cum stă, dar eu aș fi făcut lucrul ăsta cu el, l-aș fi câștigat cu mult mai mult timp înainte pentru a-l avea în echipă. El a greșit, cred că la meciul cu Oțelul, nu? Atunci meciul a fost, cu Oțelul, da. Au fost gafele mari. Da, a încercat să iasă cu mingea să joace pasă filtrantă pe mijlocaș. Iar la golul 2 al Oțelului, nu mai sper să nu greșesc, cred că aia e faza, e oarecum greșeala și lui Panțărul, da. Care nu strânge acolo, e nevoie Chiriche să iasă în exterior când a dat Oțelul, cred că, golul de 2-0. O să vedem ce va urma, pentru că nu e vorba doar de meciul cu Riga. Hai să zic, cu Riga probabil se va apela tot la cuplu de sâmbătă seara. Tot la Daua cu Mihai Popescu fiind apt pentru cupe europene, dar vin celelalte meciuri. Probabil că se va reface Alexandru. Apoi Alexandru, e meciul cu PAOK săptămâna viitoare la Salonic. Alexandru a jucat acolo în campionatul României, lor li s-a părut că a jucat bine și atunci probabil că asta este soluția clară în viziunea celor care decid acolo. Pe cei care decid sunt Gigi Becali și Gigi Becali. Care am văzut că după meciul cu Petrolul, când a fost atât de entuziasmat de acest 4-1-4-1, va trece iar la doi închizători. Adică va... Păi da, aici nu e consecvent, că a zis că în Europa joacă 4-2-3-1 și... Păi da, dar în Europa 4-1-4. Nu cu oricine, probabil, nu? Că nu joci cu Manchester United, nu joci cu Riga, cum joci cu PAOK sau cu... Așa ar trebui să fie, nu? Așa ar trebui să fie. Da. Dar acum s-ar putea să fie un pic mai bine pentru că se schimbă suprafața de joc, da? Nu mai joacă pe Ghencea, nu? Joacă pe Arena. Arena Națională. Arena ar trebui, având suprafața de joc schimbată, să arate cu totul altfel și acești jucători ai FCSB-ului care au o calitate tehnică bună să încerce să facă diferența printr-un control al jocului prin posesie. Adică încerc să văd și eu, să mă gândesc pozitiv la ceea ce va fi joi contra singure echipe, din punctul meu de vedere, de pe acest panou, pe care în fața căreia FCSB n-are nicio scuză dacă nu o învinge. Cu toate celelalte trebuie să fim realiști, să vedem care e valoarea lotului, ce nivel de investiție s-a făcut, ce fel de antrenori au și așa mai departe. Dar cu letonii nu există alt rezultat în viziunea mea decât victoria. Orice alt rezultat înseamnă un eșec. Da, va fi importantă și suprafața de joc. Într-adevăr, stadionul arată rău. Și plus, am și văzut comentarii multora dintre fanii FCSB-ului. Nu le poartă nici noroc. Adică cred că doar cu Faro a câștigat
în campionat pe Ghencea în început acestui sezon. Și cu LASK Linz n-au jucat acolo? Nu, am pus meciuri din campionat. Adică au avut numai, i-a bătut Oțelul, i-a bătut Iașiul, când au câștigat Cuta, au jucat pe Arcul de Triumf. Adică... Dar să știi, Cristi, că eu știu de acolo, de, din Ghencea, nu sunt primiți bine. Pe CSB-ul, în Ghencea, nu sunt primiți foarte bine. De la personalul auxiliar până la toată lumea de acolo, să deci uită așa, mai, uită mai, dar și ei, și, și jucătorii de la PCSB și delegația, când vin acolo, vin puțin stingheri. Dar nu sunt... Energie negativă. Da, e o energie negativă. Energie negativă, da, e bună. Se bucură toată lumea când PCSB-ul nu câștigă în Ghencea. Mă refer la steliști. La... Acum, care sunt steliștii, nu? Iar o să începem. Eu cred că steliștii sunt cei care se numesc Steaua. Nu? Dacă te numești Steaua, ești stelist. Eu le spun roșialbaștri, ca să nu mai am nicio... A, tu le spui la aceste biști roșialbaștri. La toată lumea. Și la ăia și la ăia sunt roșialbaștri. Roșialbaștri din Ghencea, roșialbaștri din Berceni. Da, eu mă gândesc la Gigi Becali, la banii pe care i-are. Deci nu am făcut un stadion, că știi că spunea la un moment dat că face un stadion în Pipera, că face un... Asta era casa făcut, lor. Dar și-a făcut o bază. Nu e chiar așa simplu, să știi. Nu e chiar așa simplu. Și-a făcut o bază de pregătire. Știi cât a costat stadionul din Ploiești? Cât? 18 milioane de euro. Inclusiv TVA. 20, hai pune 20 de milioane de euro. 15.070 de locuri. Da, la 20 de milioane? 12 ani. Păi Gigi ia 20 de milioane acum din Europa League. Ideea este altfel. Dacă vrei să-i dai un sfat lui Gigi Becali să facă un stadion, îi dai exemplu lui Hagi. Pentru că îl iei din câmp și îl faci. Că asta spui. Unde să facă stadion? Apropo de asta, că aveam o problemă și eu la tendon, că mai joc pe... Și ai fost la Berceni. Fel și fel de terenuri și am fost până la Ovidiu Curti. A, deci poți fi și tu o variantă de fundaș. Da, eu am spus că ne-am urmărit. O variantă proastă. De ce? În următoarea lună poate să-i ajute foarte bine pe cei la FCSB. Poate faci și cuplu cu Chiriche. Da. Și nu mai fusesem în zonă de, nu mai știu, vreo 3 ani. Am ajuns acolo, dita mai stația de metrou, tot ce vrei. Are spațiu suficient, chiar mă gândeam, zic, un stadion aici ar fi senzațional, mai ales că echipele mari din Europa au în afara orașului. Câștigă mulți bani din bilete, da. Când nu mai ai de plătit o chirie, e ceva. Și mi-am întrebat, zic, da, ce inspirat a fost Nea Gigi să cumpere aici, să facă aici baza, să lângă metrou. Inspirat. Păi nu este... A fost norocul. Ideea este că oricum zona deja arată altfel, pentru că și centura e rezolvată pe partea de Berceni. S-a schimbat mult, dar nici pasajul altfel, nu era acum. Nici pasajul nu era acum 3 ani, 2-3 ani, exact nu era. Acum se ajunge foarte repede pe partea, nu trebuie să bați tot orașul ca să ajungi la Berceni. Deci tu spui că s-ar fi sfatul tău. Să facă un stadion. Da, bine, nu știu dacă s-ar putea face sub 50 de milioane acum? Un stadion? Băi, au crescut prețurile, dar dacă ai un proiectant bun și ai o echipă de constructori care se țin de proiect, nu ai cum să... Noi am făcut stadionul la Ploiești de când am început până l-am dat în folosință, într-un an de zile. Da, 12 luni a costat. Și a făcut stadion la UEFA 4, UEFA 4 care pot juca și... Dacă n-au fost, contează și când... 2011. 2011, sunt 13 ani. S-au mai schimbat și prețurile. Păi s-au schimbat, că s-a scumpit gazonul în asemenea hal încât nu-l schimbă de 13 ani. La noi niciodată nu s-a schimbat gazonul, pentru că am avut și noroc, ca să spunem așa, între ghilimele. Da. Am luat suprafața de iarbă din Ungaria. Am venit cu niște tiruri frigorifice. N-am găsit, să spunem așa, firma care alimentează totdeauna... N-ați găsit firma care schimbă arena, de 2 ani de an? Arena națională care schimbă de 2 ori pe an. Haideți să mergem și